Neața maniace, a venit frigul! A venit frigul ăla, frigul de frig. Bă, avem pe leuțul cu gălățanca lui. Ia uite-l. Gălățanca l-a dus în trecuți ani. Elică l-are pe ea, un deportivo, vă ziceam că ăștia-s deportivo. Ăștia-s deportivo pe care i-am prins eu, ca să zic așa, da? Nu că ăștia-s deportivo originali. Cam asta e deportivo. Asta au în ei și asta arată. Asta arată, e călare pe ea, inclusiv în stol. Ia. Nici care dintre ăștia nu ei? Nu ei, auzi. Uite, ba. Ia uite, ăștia doi. Uite-l cum stă lipit de ea. Uite-l cum stă deasupra ei. Este foarte, foarte, foarte importantă. Nu el conduce. Nu el conduce. Ca și Valencianu. Nu! Deportivo zbura numai deasupra ei. S-a dus după ea în stol și nu a încercat să o scoată. Doar a alergat-o prin stol. Când s-au pus jos. S-au pus jos pe casă, în stol, doar a alergat-o. Aici, uite, o păzește. Nu intră el la boxă să o cheme. O păzește. Vine femeluța lui de vreo 4 zile deja. O păzește. Stă pe meterezele de apărare, da? Contra inamicului, contra otomanilor. Otomanul de mai la nord. Otomache. Otomito. Ce să facem? Mai piperăm cu ceva clipurile, că nu avem bicarbonat și folosim piper. No. Da chiar e frig, da chiar e frig. Eu sunt îmbrăcat somar. Bă, ați văzut pe Deportivo? Ați văzut? Bine, am mutat camera pe mine să vedeți ce am pe nas, da? Nu e de la otoman, nu. Otomanul mă mușcă de partea aia altă. L-ați văzut pe Deportivo? Bă, l-ați văzut pe Deportivo? Ia uite, am vrut să vi filmez când era pe căsoc acolo, după ea o urmărea. Dar, na, mă rog, n-am făcut asta și i-am văzut în aer. Am văzut în aer, bă, stă lipit de ea, stă deasupra ei, ați văzut unde stă? Nu, no, ăsta e un Deportivo. Care aveți Deportivo știți. Care aveți Deportivo știți. Care aveți Deportivo în România puține. Un Deportivo. Puteți lăsa un comentariu. Dacă sunteți de acord că ăsta e Deportivo. Ca și mentalitate. Ca și, cum să zicem. Ca și comportament. Da? Valencianu. Și Valencianu este împerecheat cu albastra de... tot de atâtea zi, tot de vreo 4 zile, da? Și ați văzut pe live-ul de ei, cei care v-ați uitat, că a fost un live lung, o lăbăreală lungă. Și, na, aia e. L-am scos între timp. Care ați observat exact momentul în care l-am scos pe Valencian? Deci Valencianul, când îi deschid, la zbor, tati. Femela, după el, sau rămâne pe trapă. Și el zboară singur. Un porumbel de percuție, un porumbel de percuție. Ăsta la alt Deportivo e un porumbel de strună. Îi suflă în strună la porumbiță. Interesant. Sper că ați observat mișcarea, manevra, înțelegeți diferența dintre asta și cealaltă, da? A nu se înțelege că Valencianu nu-și păzește femeia, nu-și o... Dar nu are aceleași... nu are aceeași panică. Valencianu e în control, în schimb ăsta alalt suferă de control, da? Deportivo, suferă de control.
Care e mai aproape de Guțan? Deportivo sau Valencia? E o întrebare mișto. Care e mai aproape de naturalețe? Deportivo sau Valencia? Hai că știți, e prea clar răspunsul, da? E prea clar răspunsul, plus că știți ce am băgat și eu în ei. Deportivo meu, să zic așa, Leuțu, unul dintre deportivii mei, că am mai mulți, un Deportivo, reamintesc lui Ninel și Indigo-ul este un Deportivo, un unchi de al lui Leuțu, Leonul este un Deportivo, ca și comportament. Din marea masă de mixuri, da? Mixații, mixăreli, mezcla, cum le zic spaniolii la încrucișările astea, combinații. Din marea parte de combinații de corcel, de încrucișări, da? Ies astfel de produși care variază și ele la rândul lor, dar sunt mai aproape către ceva sau mai aproape către altceva. Ăsta zic eu că este un Deportivo, da? Pentru că este aproape de Deportivo prin ceea ce faci și Guțani. Care s-a ridicat? S-a ridicat Leuțu? S-a ridicat Leuțu singur, femeluța lui e înăuntru. El s-a ridicat că i-a văzut pe Guțani. Și s-a dat un pic la ei, da? S-a dat un pic mare în fața lor. Pentru că e un Guțan. Pentru că e un Guțan și vrea să se afirme ca un Guțan între Guțani, da? Să se impună la ei aici, că e și el nou pe zonă, da? Bă, ăsta e locul meu și a dat o tură cu bătăi de aripi în fața la aia doi care au rupt cerul de aici, s-au călcat și au plecat. S-a ridicat și ăsta să le arate, bă, vedeți că pe aici treceți prin intersecția mea. Valencia n-are apucăturile astea, n-are frustrările astea guțănești, n-are... limitările astea neuronale, da? Niște limite impuse de cine? De el, de fapt. Niște limite impuse de el. N-are. Care aveți Deportivo, da? Puteți să vă dați și voi o părere, poate greșesc, da? Poate aveți mai multă experiență cu Deportivo sau mai mulți Deportivo. Sau, uite, mă gândesc acum la Alexandru că nu i-a prea urmărit pe afară, din păcate. Alexandru din Drăgășani. Da, i-a urmărit în volieră și știe că au temperamentul ăsta panicos când e vorba de femelă, da? Pe care l-am văzut în tot anul la Leon, da? La Leon am văzut comportamentul ăsta panicos. Chestii interesante, comportamentul panicos, comportamentul miserupist al lui Adam, comportamentul agresiv al lui Indy, comportamentul de control total, de supremație al valencianului. La mine, mă refer la mine. Astea le-am observat eu și astea s-au observat aici pe canal. Ce în lumea asta întreagă, alte chestii, mai faine sau la fel, sau mai puțin faine, ne limităm la cănăluțul ăsta al Mușu. V-am pupat, zi faină la toți!